Acum de 1 decembrie a fost zi liberă legală, iar copiii au fost într-o mică vacanță, elevii școlii gimnaziale Sfântul Iacob au sărbat astăzi Ziua Națională. Fiecare școlar a aflat informații noi despre această sărbătoare importantă pentru istoria poporului român. Ce sărbătorim noi astăzi, copii? Ia să vedem, știți voi? Elis. Astăzi sărbătorim Ziua Națională a României. Ce am lucrat noi pentru Ziua României, Maria? Astăzi am lucrat noi pentru Ziua României, Harta României. Care este steagul României? Alba. Steagul României este albastru, galben și roșu. Astăzi sărbătorim Ziua Națională a României, pentru că ieri am fost acasă și am sărbătorit această zi frumoasă împreună cu familia. Astăzi ne bucurăm în familia de la școală că suntem români, da? Și trebuie să fim mândri că suntem români și să avem în minte și în suflet simbolurile naționale. Steagul României, pe care voi foarte frumos l-ați ilustrat în lucrările de astăzi, da? Tema, limba românească, să o păstrăm și să o vorbim, să o scriem corect, da? Și să îndrăgim foarte mult și să respectăm tradițiile și portul popular. Așa cum voi v-ați îmbrăcat astăzi în costume populare, așa și strămoșii noștri au purtat cu drag și cu respect portul popular românesc. Stema este unul dintre semnele distinctive ale țării noastre. Micii școlari au aflat ce reprezintă aceasta, dar și fiecare simbol în parte. Este un scut ca semn al suveranității țării. Ce înseamnă suveranitate? Nu suntem dependenți de alte țări. Noi singuri decidem ce facem, când facem și cum facem. Știți voi ce înseamnă acest semn? Îl recunoaște, această pasăre o recunoaște. Da. Unde este drăducul? Un vulcur care se numește acvilă. Este o acvilă. Are... Ce culoare are, Ștefan? Galben. Galbenul înseamnă bogăția țării, copii. Aripile cum sunt? Închise, strânse pe lângă el sau sunt deschise? Ștefan, deschis. Sunt deschise. Deschiderea aceasta, copii, înseamnă că noi suntem ocrotiți, da? Întotdeauna a existat o formă artistică prin care poporul nostru și-a putut exprima atitudinea față de marile evenimente și realități istorice. Cântecul reprezintă o astfel de modalitate. În repertoriul național găsim mai multe piese de suflet care scot în evidență patriotismul fiecăruia dintre noi. De-a lungul anilor, mulți poeți au închinat operele lor patriei, versurile lor, surprinzând emoții, sentimente și trăiri specifice românilor. Suntem români, naștești, cu respect să prețuim.
Dansurile populare sunt parte a tradițiilor poporului român, acestea nu au fost uitate, fiind puse în scenă de mai mulți copii. Activitățile desfășurate au avut loc cu sprijinul cadrelor didactice, dar și al reprezentanților conducerii unității, aceștia susținând de fiecare dată astfel de acțiuni. Este foarte important să sădim în sufletele micilor românași această dragoste de țară încă din cele mai de la vârste proaspete și uimitor este când un copil de 6, 8, 10 anișori poate să-ți spună că această lucrare reprezintă bucuria pe care o simt în fiecare dimineață pentru că sunt român. Trebuie să știm că acești copii de astăzi sunt viitorul României de mâine și nu sunt vorbe mari. Așa cum îi creștem acum, așa îi vom avea în viitor. Pe parcursul întregii zile, copiii au desfășurat activități tematice dedicate Zilei Naționale, au confecționat felicitări pentru părinți, au participat la proiecte care au avut în centru mănăstirile din țară, au realizat diferite desene sau colaje care să scoată în evidență patriotismul. Ne mândrim că suntem români? Da! Purtăm cu drag tricolorul în piept, să purtăm țara în suflet, iar noi, prin purtarea noastră, să ne cinstim zi de zi țara cu toate ziua ei. La mulți ani, România! La mulți ani, România!